niște întrebări și eu o să le răspund, da, băiețelul. Dar tare mai ușor începe a depăna, că așa e mai simplu. Începi cu părinții, pentru că ei au fost deportați. Sau spune cum te numești, Mata, și după aceea de acolo ești, de unde? Sunt Alexandra Mihailescu, Alexandra Nicolaevna. Tatăl meu l-a luat pe data de 6 iulie la ora 12 noaptea. A venit o mașină cu niște soldați neîncărcat. Deci nu numai pe tata, pe toți v-a luat. Toți, eram două surori, cum eu și încă o soră avem. Și părinții. Câți ani aveai atunci? Eu avem 9 ani atunci. În 49, ești din 40. Da, da. Și ne-au ridicat, cum ne-au suit în mașină acolo și ne-au dus la Taraclia. Deci din Burlacu? Da, nu din Burlacu, satul Borceag. Ma ta din Borceag? Eu din Borceag sunt. Am înțeles, așa? Da. Și unde v-au dus? Și ne-au dus la Taraclia, la stanție la Taraclia. La gara de tren? Da, la tren. Acolo când am ajuns, ne-au suit în vagoane, într-un vagon. Erau de la Congas 6 familii de găgăuși. Mm. Da, și noi eram 4 din Borșag familii. Mm-hmm. Acolo ne-au învărât în vagonul ceală și pe urmă s-a pornit trenul. Da, unii ne-au dus, n-am știut unde. Mm-hmm. Să duce trenul. Am ajuns la o pădure așa deasă, aproape de Moscova. Mult ați mers. Da. Și acolo ne-au dat jos. Și toți, dar erau 64 de vagoane. Așa de lung trenul. Da, multe. Căldură ca amu? Nu era așa căldură. Dar tot iulie? Da, tot în iulie. Asta pe data de 6 iulie. Și abia m-ați mers câteva zile, era jumătate de iulie. Da, 3 săptămâni am mers. Apea, că era iulie ca amu, amu-i 16 iulie, 17 iulie. Așa cam. Da, da. Și apoi ne-a dus, ne-a dat jos acolo la pădurea aceea. Toată lumea a ieșit afară din vagoane, pe toate ne-o dat, pe toți ne-o dat din vagoanele cele. Un om a vrut să fugă. Ele. Și soldatul l-a împușcat pe omul ceală. Mortal? Da, mortal. Pe urmă ne-a suit în vagoane iar pe toți oamenii ceia și-am pornit mai departe. O familie, aistea familii care noi am venit din Borșag, 4 familii, și cu 7 din Congas, găgăuși, familii, ne-au dus la o baie și ne-au scaldat. După noi. 2 săptămâni. Da. Și după și ne-au scaldat, iarăși ne-au scos, ne-au suit în mașini și ne-au dus prin Adilenii. În raionul nostru, unde eu am trăit, era Altaiski Krai, Uspristanski raion, Adilenia 3. O ajuns stăți până acolo sau numai cel care a vrut să fugă l-a omorât? No, ei pe toți eu împrăștie, dar unii i-aș și dus, nu pot să vă spun. Dar au ajuns stăți zi până acolo? Da, tăți zi. Numai noi, pe noi aiștia ne-au ales 7 familii, cum v-am spus, 5 găgăuși și noi, aici vă 4 familii moldoveni care ne-au scăldat și ne-au suit în mașină și ne-au împărțit prin Adilenii. Uh-huh. Acolo era Adilenia a 3-a, Adilenia a 2-a și Adilenia și centru. Și aceia care din Borșac, care au fost oameni ridicați cu noi, pe și eu nu i-am mai văzut, că ei i-au dus în alte adilenii. Mm-hmm. Dar noi în Adilenia 3 am rămas, aia asta, familie moldovană și 5 găgăuși. Și o familie bulgară din Taraclia. Și cât a stat acolo? Și ați făcut? 7 ani. 7 ani? Da, 7 ani. Te-ai întors de-am fată mare, de 16 ani. Da, 16 ani când am venit, avem 16. Și ați făcut? Și am făcut, când am venit acasă și să vedem, casa nu ne-a dat-o, casa noastră era internat, învățau școlari Dorneu acolo, mm-hmm, în casa noastră, pe tata nu l-a prinit în Borșag,
Dar tata s-a rugat, a umblat pe la Chișinău, pe la ministru și s-a rugat că să-i dea casă. Și nu i-a dat, i-a dat numai o cuhnișoară, un ograd acolo. Și-a trăit 2 ani în cuhnișoara aceea. Pe urmă tata a găsit o casă cu chirie și ne-a mutat în casa aceea și-a trăit până în 71, până s-a petrecut tata. Dar din Siberia n-ai deloc amintiri? Din Siberia n-am nici o fotografie, nimica. Dar povestește și ții minte mata. La școală, mă, te-ai umblat la școală? Dar cum n-am umblat acolo? Din clasa întâia. Și cum a fost? Ne-au dus deodată, eu aici am trecut două, am învățat două clase în Vorșac. Da, că 9 ani de-am erai la școală. Și când ne-au dus acolo, pe noi deodată ne-au pus în clasa întâia. În rusă? Pe sora mea, da, și eu. În rusă? În rusă, da. Și am învățat 4 clase acolo. Și atât? Atât. După aceea, în 56, când s-a auzit că a murit Stalin, nouă ne-a dat drumă, tata a făcut documente și am venit acasă. La lucru și făceați acolo? Acolo tata era cuznișnic, lucra la cuzniță. Ferar? Da. Mama era pitoc, lucra la pâine, treiera pâinea la combaine, le pregăteau pentru pământ ca să-l asemănat. Da, eu cu sora mea la școală eram. După sora mea numai 2 clase învățat, dar mai mult nu putea să învețe. Nu putea să ții minte, nu putea să dea, ei era mai mare, cu 3 ani mai mare decât mine. Eu mai mult băteam capul și o învățam pe dânsa. Dar ești umblat la școală până la ridicare. Aici e, da, e umblat aici la școală. Și asta, când ne-am dus acolo, spun că nu putem să o dau la brazda ei să învețe. Pe urmă eu o lepădat de școală și s-a dus la lucru cu mama, pe toc acolo să lucreze. Dar era minor, avea voie să lucreze, câți ani avea? Ei, era 13, când am plecat noi, eu aveam 9, dar ea avea 12 ani. Și de la câți ani lucra? Și eu început la 15 ani să lucrez acolo. Și mata? Eu n-am lucrat, eu am lucrat așa, numai mă ducem, cu brigada școlărească. Atât. Da, în pideal ne duce și îți mulgem pe lin, de asta, arțari, diferite emburieni din pâini. Medicinale pentru da, și. Da. Nu, din grâni. Din grâu, din grâu le alegeau. Am înțeles, da. Plijeți. Da, plijem, da. Cu brigada. Ce ai făcut după ce te-ai întors din Siberia? Am venit acasă, un an de zile nu m-am dus la lucru, dar în 57 am ieșit la lucru. Și am intrat în brigada polivodă. Acolo, lucrătoare. Am lucrat. În Borceac? Da, în Borceac. Și te-ai măritat aici sau cum ai ajuns la Borlac? Da, acolo m-am măritat, în satul Borceac m-am măritat. Ei, și pe urmă n-am putut să mă împac cu bărbatul și m-am dispărțit și am venit aici în lângă sora mea. A, am înțeles. Că părinții au murit și eu am rămas singură acolo, la casa și ei care cu chirie. Și apoi am venit. Și părere ai de faptul că v-a ridicat? Ei, și părere, era jeliu, tot el trăgea nădejde să vii acasă. Tata? Da, acasă și acasă. Noi acolo am construit casă. Am făcut casă din lămpași. Tata l-a învălit-o, dar a învălit-o nu cum aici la noi, cu șifer, cu ce, dar cu paie de zăcară. Da. Iarna mare era 40 de grade jir, da. Din ins când începe să ningă, nici câte 2 săptămâni fulger, aici spulbera. Și nu puteai să vezi om cu om. Lângă casă, cât casa omătul să ridica. Nu puteai să vezi. La apă să te duci, nu puteai să te duci, că era troianul mare, până la 2 metri, 2 jumate, unii locuri și 3 era. De atunci nu v-ați mai întors acolo, n-ați mai fost acolo? Nu, n-am mai fost. Cum am venit noi în 56, de atunci n-am mai fost. Dar casa aceea ați vândut-o, ați lăsat-o așa? O vândut-o tata, da, o vândut-o la un prieten de-a lui. Era brigadier la polivodă și lui o vândut, dacă nu știu cu cât l-a vândut-o, dar o vândut-o.
Dar de ce lor de cap pe tata și familia? E, deși avem un nana meu care m-a botezat. Uh-huh. El lucra brigadier într-o livadă, ăsta la o zie, brigadier. Uh-huh. Și tatăl era primarul, cum, presedatel calhoza. Uh-huh. Atunci era colhoz, când ne-o ridica pe noi. Și tata o pus pe dânsul, în brigada lui, să încașe niște jin de la vinzavod, să ducă la gară. Și s-a răsturnat trăsura, că unii au încărcat el vreo 4 toane de vin. Oho. Și l-a pus să plătească. Și de ciudă că el i-a pus să plătească vinul și ala, o lua și o vândut el singur, nanul meu, 4 oi la primar. Și l-a scos pe dânsul de pe spisoc, iar pe dânsul trebuie să rădici. Și m-a pus pe tatăl meu. Ia ca de și l-a. Așa și în cererea care nouă ne-o trămâie de la Cernel, scrie dinspre și tata că nu a fost vinovat cu legea statului că judecat și bă. Ei, am avut de tras, ea că am tras, spun că. A fost foarte, numai că asta e, a fost gine, noi am nimerit la locuri bune, sunt alții că au nimerit la locuri rele, prin laștini, prin păduri, dar acolo unde noi am nimerit, am nimerit la adilenie bună. De lângă noi se vede la 50 de metri, de kilometri ăștia, Munții, da, wow. Altaie. Altai. Da, Altaie. Și era câmpul, nu era cum la noi, dealuri, văi, acolo pământurile erau drepte. Uh-huh. Sămănăturile bune erau acolo, să semăna, asta sămănătură era acolo grâu, orz nu se semăna, da, popșoi tot nu se semăna acolo. Numai grâu, lanuri de grâuri era și sacară, mai mult. Zici că tata vroia acasă, dar mata n-ai vrut acasă? Ei, nu, da, și înțelegem eu. Mm. Tata a vrut acasă, că el bătrân de-a cu știe viața, cum a trăit casa lui, dar eu de unde putem să știu dacă era ghinic, era tata lângă mine și mă căta, mă hrăni. Dar de mama n-ai zis nic. Eu și mama tot și tata, eu mai mult tata îți bătea acolo. Uh-huh. Și mama lucra. Uh-huh. Lucra și e săracă pe la ăsta toc. O chema că dacă așa eram noi puși, sub pușcă, că dacă nu vrei să te duci la lucru, părință, dacă nu vreau să duc la lucru, vine soldatul și-l chema la procuratură și-l cercetau că tu ești judecat, că tu trebuie să lucrezi. Tata, vrei, nu vrei, să duceau la lucru cu al de mama. Dar dacă s-o găsit după aceea că noi erau vinovați, le-au dat ceva înapoi, scuze, s-o șerut, despăgubiri, nică. Nu. Că puteți să întrebați, puteți să scriți, puteți să... Va, dar n-am văzut nimic, nici tu casă, nici tu avere, nică. Noi când am plecat, am lepădat, pe noi ne-au ridicat. Și n-am luat cu noi nimica, că n-am putut să luăm, că nu ne-o da voie. Spun că când noi intra soldați în casă noapte la ora două, ăsta tata s-a sculat. Și când s-a sculat, a văzut soldatul, tata s-a speriat. Ce înseamnă soldați în casă? Și a cerut documentele, i-a dat documentele, era cu primarul. Mm-hmm. Primarul a cerut de la tata pașaportul și ala avea încă un pașaport, nu știu cum se numie pașaportul și ala, că i-o da așa cealaltă pașaport. Și pe urmă, i-o spus lui tatniu primarul, că îmbrăcați-vă și ieșiți la mașină, nu luați nimica. Dar și v-o hrănit pe drum sau cum? Nu. Fără mâncare? Două săptămâni acolo, fără mâncare? Acolo, în aviu, în tren. Trenuri, dar ni hrănie. Dar de acasă, până la gară, nu. Aveam. Acolo, în tren, ne hrănie. Ne aducea câte 100 de grame de pâine neagră, așa, o cățcuță, și o farfurie cu un lingur, cu un polonic de
zamă de asta, supă, cu două, trei cartofele în cruce, așa în ligian era, mâncam. Atâta. Și cu ce să țin? Noi nu ne uităm, ținem sătui cu aia asta. Mama avea de acasă luată ca două călări de popșoi, cruți. Și apoi ne dădea mama câte o mână de popșoi și mâncam popșoi cruze și ea. Pe urmă, iar mai trece o băcat până ne hrănea pe noi și iar câte un pum de ceia. Ea că așa... Dar ce fel de tren era? Și fel de tren de vași. Vele. Cai care duceau, cai, porci, vași, de aici. De animale, da. Înăuntru da, cum era? Era deschis înăuntru sau erau... Nu, erau închise. Nu, erau nu. Numai scânduri, așa erau. Cu două etaje sau cu un etaj? Nu, cu etaj. Paturi, ca și cum. Nici paturi, nică. Pe jos dormesc, ca scânduri. Scânduri ca podeaua. Ca podeaua. Mm-hmm. Adică așa. O cameră deschisă era, n-avea da, niciun nimic. Nu, 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 nu. Nu era nică. Nică, că când ne-au vărât pe noi aiștia șapte soldați, familii de găgăuși, noi, familiile moldovenile aiștia, acolo eram mai mulți noi. Pe urmă, dacă ne-au dispărțit, am rămas numai cu găgăuși. Din găgăuși, ținic aveau de acasă, de este ciocălăi cu popșoi. Și o lua și-o făcut o căldare de unde aș avut ei de acasă, cred că aș știut găgăuși, că pe dânșa să-i râdice. O avut o căldare de țânc și i-o spart fundul și-o pus acolo în mijlocul. Cum îi zice, iar aici vagonului și șocălăi, o aprins focul să coacă popșoi, să facă curici. Soldații o simțit fum, o veni soldații, o dat de dânsă, dar ea o simțit că vin soldații, o luat și o aruncat căldarea. Și tot de una lui, i-a prins care, s-a răspuns un găgăuz din trânsă. Și l-a luat și l-a dus la dâș în cabinet acolo pe unii, unde